Continuăm seria caselor memoriale și astăzi vizităm casa în care a trăit poetul George Bacovia. Ce ne puteți spune despre locul în care ne aflăm astăzi? Casa memorială George și Agata Bacovia a devenit muzeu în urmă cu foarte mult timp, mai exact în urmă cu 58 de ani. Încă din anul 1958, la un an după ce poetul George Bacovia s-a stins din viață, pe 22 mai 1957, Agata Grigorescu, soția poetului, a depus eforturi foarte mari ca această casă să devină muzeu. La început de drum a fost destul de dificil, implicarea statului a fost destul de sumară, doar prin schimbarea numelui străzii, care până atunci se numea Frăsinetului, iar de atunci și până astăzi poartă numele poetului, George Bacovia, și s-a pus o placă memorială pe casă. Abia din anul 1966 se poate vorbi despre un muzeu în adevăratul sens al cuvântului, practic a intrat sub administrarea totală a statului. Aproape totul îi se datorează doamnei Agata, ea fiind profesoară de limba și literatura română, a făcut un împrumut la Casa Corpului Didactic și așa au putut să construiască această casă. Au ridicat-o în aproximativ o lună, iar ea a fost chiar diriginte de șantier. Această iubitoare și devotată soție, care și ea la rândul ei a fost scriitoare, poetă, memorialistă, și-a dedicat întreaga viață, aproape toată viața, atât sufletului poetului cât și operei lui. Și cred că nu degeaba a fost numită cea mai devotată soție din literele românești, așa cum o numește Alexandru Cistelecan. Care este povestea manuscriselor, dar și a desenelor? Pentru că foarte puține persoane cunosc pasiunea poetului pentru desen. În patrimoniul casei memoriale George și Agata Bacovia nu sunt foarte multe manuscrise în originale. Pentru că atunci când doamna Agata a donat casa statului, bineînțeles că mare parte din manuscrise au fost donate statului, deci Bibliotecii Academiei Române. Însă o parte dintre ele se află și la sediul nostru central, sediul Muzeului Național al Literaturii Române. În schimb, în holul casei, puteți vedea câteva fotocopii după manuscrisele celor mai cunoscute poeme ale poetului. Plumb, Lacustră, Decembre. Despre desene, da, într-adevăr, puțin știu că lui George Bacovia îi plăcea foarte mult să deseneze. De altfel, puteți să vedeți, desena în general portretele unor personalități politice. Prima lui medalie este, nu la un concurs literar, ci culmea la un concurs național de desen, unde a obținut premiul întâi în anul 1899, an cu o dublă semnificație pentru poet. El atunci a și debutat în revista literatorului Macedonski cu Poezia și toate. Am observat în casă foarte multe fotografii. Ce ne puteți spune despre ele? Fiecare fotografie are în parte, cred că reprezintă cât un moment, atât din viața poetului, cât și din viața Agatei, dar și din viața lor de familie. Cred că v-a atras atenția fotografia din holul casei. Acea fotografie este realizată de Andrei Lovinescu, nepotul criticului Eugen Lovinescu, și bineînțeles reprezintă un moment inedit, îl reprezintă pe poet primind câțiva vizitatori. Știm cu toții că el se lăsa destul de greu fotografiat, așa că chiar e un moment inedit. Îl reprezintă pe Bacovia în ultima parte a vieții. După opinia dumneavoastră, care este cea mai vizitată încăpere din casă? Greu de spus. Într-un muzeu, într-o casă memorială ca aceasta, cred că toate camerele sunt vizitate în aceeași măsură. Însă cred cu certitudine că cea mai plină de emoție, unde senzația de copleșire, de claustrofobie, spune, este camera de lucru, de somn, de meditații, camera poetului.
Am observat mobilierul impresionant din sufragerie. Cum primea Bacovia oaspeții în acest decor impresionant? Da, decor agatian, aș spune mai degrabă decât bacovian, este plin de lumină. În sufragerie este păstrat autenticul, ca de altfel cam în aproape toată casa. Piesele de mobilier sunt din lemn de stejar. În cele două vitrine puteți să vedeți câteva dintre obiectele care au aparținut soților Bacovia. În schimb, despre musafirii poetului nu se pot spune foarte multe. Spunea poetul, cu toată starea mea nu sunt lipsit de prieteni. E adevărat, erau destul de puțini. Îi putem aminti pe, cel mai adesea, cred că veneau nașii de cununie ai soților Bacovia, familia Opriș, părinții scriitorului Tudor Opriș, mai apoi Eugen Jebeleanu, Cicerone Teodorescu, Mihai Beniuc. De cele mai multe ori, cred că anfitrioana era Agata. Poetul se lăsa cu greu. Cu greu își făcea apariția. Tot el spunea, nu pentru că nu iubea oamenii, ci pentru că nu vrea să-i supere cu tristețile lui. Un secret al poetului reprezenta reticența acestuia pentru fotografie, dar totuși noi am observat în casă tablouri cu acesta. Ce ne puteți spune? Da, unul foarte important este acesta din sufragerie, pictat de Coman Ardeleanu în anul 1941 și a fost realizat după niște schițe. Artistul s-a gândit să-l păcălească un pic pe poet și în timp ce îi poza soția poetului, Agata, și poetul se plimba așa stingher pe lângă ei, i-a realizat câteva schițe, iar după acele schițe i-a făcut portretul pe care dumneavoastră l-ați observat în sufragerie. Da, portret în care eu cred că i-a surprins foarte bine expresivitatea ochilor albaștri, despre care spune Agata că s-ar fi îndrăgostit la George Bacovia, bineînțeles printre altele, pe lângă poezie. Ce ne puteți spune despre grădina? Da, grădina era un spațiu în care George Bacovia își găsea deseori liniștea. E plină de flori. Agata era mare iubitoare de flori, de trandafiri în special. Mai avem doi dintre aceștia chiar lângă noi. Sunt sădiți chiar de către Agata. Mai avem și aceste sălcii care sunt oarecum în amintirea salciei din Bacău, din Parcul Trandafirilor, unde deseori George Bacovia mergea și scria, avea momentele lui de inspirație. Îi se părea lui că nu sunt așa desăvârșite sau nu sună așa cum și-ar dori poemele pe care le scria. Le făcea cocolo și le arunca sub bancă. Agata mergea în urma lui, le strângea și le dactilografia. Un devotament ieșit din comun din partea Agatei pentru soțul ei și pentru poezia lui.